Quizás, quizás, quizás. Riscăm să se închidă sau să se deschidă unele televizoare dacă spunem că dumneavoastră sunteți unul dintre cei trei mușchetari despre care presa a scris că au stat în Kiselev, într-o pivniță, și sunt cei care au creat oarecum imaginea online a președintelui în exercițiu al României. Omul din spatele milionului de like-uri al lui Klaus Iohannis. Și nu sunteți, sunteți unul dintre oameni. Unul dintre oamenii, da. Quizás, quizás, quizás. Profesioniștii în dialog cu Eugenia Vodă, sâmbătă la TVR1.